Domnului, cred că vom citi până la capitolul 32 și vom citi mai târziu și celelalte versete, astfel încât ca tot capitolul din Evrei 11 să fie citit în această zi și noi să medităm la acest pasaj, acest lucru frumos, credința. Ascultăm așadar cuvântul Domnului. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie, prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucru care se văd. Prin credință a dus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui și prin ea vorbește el încă măcar că este mort. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și scape viața. Prin ea, el a osândit lumea și a fost moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Prin credință, Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui. Și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el, ai aceleași făgăduințe. Căci el aștepta cetatea care are temelitari, ale cărei meșteri și ziditori este Dumnezeu. Prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămâslească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce făgăduise. De aceea, dintr-un singur om și încă un om aproape mort, s-a născut o sămânță în mare număr, ca stelele cerului și nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Dar dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșisere, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea, dar dorea o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea, lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac când a fost pus la încercare. El care primise făgăduințele, cu bucurie a adus jertfă pe singurului fiu. El căruia îi se spusese, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele, că se gândea la Dumnezeu, că se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți și drept vorbind că înviat din morți l-a primit înapoi. Prin credință a dat Isaac lui Iacov și Esau o binecuvântare care avea în vedere lucrurile viitoare. Prin credință, Iacov, când a murit, a binecuvântat pe fiecare din fiii lui Iosif și s-a închinat, rezemat pe vârful toiagului său. Prin credință, a pomenit Iosif când i s-a apropiat sfârșitul de ieșirea fiilor lui Israel din Egipt și i-a dat porunci cu privire la oasele sale. Prin credință, a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui,
când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El, Moise, socotea ocarea lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul, fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit și ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Prin credință a prăznuit el Paștele și a făcut stropirea sângelui pentru ca nimicitorul celor întâi născuți să nu se atingă de ei. Prin credință au trecut ei Marea Roșie ca pe uscat, pe când egiptenii care au încercat să o treacă au fost înghițiți. Prin credință au căzut zidurile Ierihonului după ce au fost ocolite 7 zile. Prin credință n-a pierit curva Rahab împreună cu cei răzvrătiți, pentru că găzduise iscoadele cu bunăvoință. Și ce voi mai zice? Nu, căci nu mi-ar ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc despre Gedeon, despre Barac, despre Samson, de Eftaie, de David și Samuel și de proroci. Până aici cuvântul Domnului. Amin. Vă rog să ocupați.